Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Am astăzi o invitată care iese puțin din tipare. De ce spun chestia asta? Pentru că timp de mai bine de 17-18 ani a făcut ceva în slujba cetățenilor, dar o meserie puțin diferită, pe care oamenii o privesc uneori cu teamă, alteori cu, eu știu, interes și așa mai departe. Este vorba despre Virginia Uzun, candidatul PSD la primărie Eforie. Bun găsit, Virginia Uzun! Bun găsit tuturor și dumneavoastră! Sunteți un candidat puțin atipic pentru că ați fost timp de 18 ani persoana care a condus cu mână de fier, dacă se poate spune așa, adică ați fost o persoană foarte hotărâtă și foarte, eu știu, bine ancorată în ceea ce se cheamă Serviciul Public de Impozite și Taxe din Constanța, iar acum schimbați puțin macazul și mergeți la o primărie de această dată, la primăria Eforie. De unde a pornit această idee și ce v-a făcut să alegeți tocmai Eforie? Atributul de conducător, oriunde se manifestă, va avea aceeași valoare, indiferent că până acum l-am dezvoltat l-am aplicat în administrație publică, într-o instituție publică, pentru că practic și primăria este doar o altă instituție publică care trebuie să funcționeze după aceleași repere, după care a funcționat și Serviciul Public de Impozite și Taxe. Acest serviciu de impozite și taxe, așa cum spuneam, este privit de obicei ca locul ăla unde te duci să dai banii, dar multă lume nu știe faptul că banii ăia odată ajunși acolo, contează mult felul în care ei sunt folosiți după aceea, contează mult să atragi la bugetul local toate cele sume de care ai nevoie pentru a dezvolta o comunitate. Și atunci mă gândesc că poate toată experiența asta pe care ați dobândit-o acolo vă poate ajuta ca și finanțist mai departe la primăria Eforie. Cu siguranță. Practic e o schimbare de baricadă. De la colectare mergem acum și la cheltuirea judicioasă a banilor. Dacă am știut să-i colectăm echilibrat și corect de la toți cetățenii, astfel încât nimeni să nu mai fie păgubit sau așa cum se întâmplă de multe ori în administrația publică, să nu trebuiască să cunoști pe cineva ca să poți să-ți rezolvi problemele sau să poți să plătești corect un impozit sau orice altă taxă aferentă bugetului local. Așa trebuie să cheltuim și banii, cu aceeași seriozitate și cu aceeași strategie și viziune, pentru că Serviciul Public de Impozite și Taxe a ajuns ceea ce este în prezent printr-o viziune care a fost mai degrabă comună administrațiilor private, nici de cum celor publice. Vreau să înlăturăm așa încă de la început un anumit aspect. Atunci când ați plecat de la Speed Constanța, ați plecat și datorită faptului că a intervenit o acuzație, acuzație care a fost desființată de instanță, și anume aceea că acolo ar fi existat niște, eu știu, nereguli în activitatea dumneavoastră. Treceți printr-un proces acum, proces pe care l-ați câștigat, da, în prima instanță. Da, un mic detaliu. Practic, acest dosar a fost întocmit pe două contracte care au avut o valoare totală de 40 și ceva de mii de lei. Aceste două contracte, prejudiciul pe care îl invocă DNA ar fi de 9.000 de lei. E vorba de două workshop-uri care au avut loc în Constanța și în țară. Pentru 18, respectiv 12 dintre șefii de servicii. Așa cum ați spus, sau nu știu dacă ați câștigat în prima instanță. Am câștigat în prima instanță pentru inexistența faptei. Un judecător a decis că fapta nu există. Da, deși DNA a considerat că contractele sunt legal întocmite, în preambulul contractelor legislația corect aplicată nu a fost luată în considerare și a fost invocată o altă legislație pe care ar fi crezut dumnealor că ar poate fi să mai greșească și DNA, știm chestia asta deja, iar procurorii au misiunea până la urmă să ducă în fața unui judecător aceste probe, să dovedească, de această dată n-au dovedit-o, iar procesul în care vă aflați își va spune, eu știu, cuvântul, va fi o decizie finală a instanței undeva pe săptămâna viitoare, probabil. Nu va fi o decizie finală săptămâna viitoare, pe 17 este penultimul termen Da. Am înțeles. Aveți ceva, eu știu, emoții cu privire la acest lucru? Eu am mare încredere în discernământul judecătorilor. De altfel, de-a lungul timpului nici n-am vrut să fac multe declarații de presă, deși
am fost întrebată și am fost invitată să discut despre subiect, pentru că consider că instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Deși, spuneați mai devreme, instituția care a instrumentat acest dosar, din păcate, uneori se grăbește mai mult în alte cazuri decât în cele care ar trebui să fie cu adevărat finalizate. Pentru că, practic, România are aruncat asupra ei o imagine a corupției care, din păcate, nu se soluționează în profunzime și în fond, în fondul problemei. Și ar trebui, pentru că mă întrebați mai devreme de ce la Eforie. La Eforie pentru că este un oraș care, pe măsură ce trec zilele, nu anii, își pierde din valoare și din viață. Sunteți apropiată de Eforie. Locuiesc în Eforie. Cu atât mai mult. Ce lipsește celor două Eforii în momentul de față pentru a eu știu, reajunge? Haideți să spunem așa, poate nu eu, pentru că eram mult prea mic, dar părinții mei s-au bucurat de o Eforie în care spectacolele erau la ordinea zilei, în care veneau o grămadă de turiști străini, în care erau construcții foarte frumoase, spații largi, luminoase, verzi. Ce lipsește Eforie sau în ce a ajuns să fie transformată Eforie acum? Din păcate, orașului nostru îi lipsesc în primul rând oamenii de valoare. De ce? Nu pentru că nu i-are, ci pentru că au trebuit să se împrăștie în foarte multe zări, prin țară și prin străinătate. Pentru că, mai ales în ultimii ani, orașul nu le-a dat ocazia de a-și pune în valoare ceea ce au învățat an de-a rândul sau ceea ce știau să profeseze de excepție. De altfel, am în echipa de consilieri doi dintre cetățenii, dintre locuitorii Eforiei, care după 20 de ani de străinătate am reușit să-i conving să rămână, să fim împreună în procesul ăsta de reorganizare, de restructurare, de reînviere a orașului. Veți avea o misiune destul de anevoioasă, ținând cont de faptul că este un oraș atipic, un oraș care este plin de turiști vara și în care trebuie să împăcați, eu știu, ideea de turism care să aducă venitul orașului cu liniștea și bunăstarea locuitorilor. Un oraș care este împărțit în două, până la urmă. Cum veți reuși să gestionați toate aceste, eu știu, mici, hai să nu le spunem probleme, ci provocări care vă așteaptă? Mie nu mi se pare neapărat o provocare. Mie mi se pare o normalitate să dezvolți în mod echilibrat orice zonă a unui oraș. Și dat fiind că orașul Eforie este construit din două localități, componente Eforie Nord și Eforie Sud, vreau în mandatul care urmează să reușesc să aduc oamenii la starea sufletească în care să nu-și mai dorească să aibă două primării, una în nord și una în sud. Se întâmplă acum așa ceva? Se întâmplă acum așa ceva și iarăși una dintre dorințele mele personale este ca oamenii să nu-și mai dorească să se gândească doar la ei. Pentru că, din păcate, există un segment de 20% din populație care, cu precădere în ultimii ani, a avut acces neîngrădit în aparatul administrativ și care au manipulat doar în interesul propriu orice demers pe care l-au făcut, iar ceilalți 80% dintre oameni, dacă nu cunosc pe nimeni, nu pot intra pe nicio ușă și nu-și pot rezolva problemele. Și nu este normal să trebuiască să-l lingușim pe Robert Șerban sau pe Virginia Uzun sau pe oricine ar ajunge acolo, doar ca să ne obținem un aviz, o autorizație de funcționare sau de construire sau orice alt document care ne-ar trebui din primărie. Am văzut recent că șeful poliției este acuzat de luare de mită în formă continuată. E grav să vezi că o persoană, nu știu dacă sunt acuzațiile dovedite sau nu, urmează ca acest lucru să fie stabilit de instanță, dar este grav să vezi că există totuși suspiciuni că oamenii, pentru a-și rezolva problemele, sunt nevoiți să, eu știu, să ofere ceva pentru a obține ceva ce este normal până la urmă. Sau mai mult decât atât, cu marja de care spuneați și dumneavoastră, faptul că asupra unei instituții care ar trebui să ne apere și să ne reprezinte drepturile în fața celorlalte instituții sau în fața altor abuzuri, indiferent de cine sunt făcute, să fie puse sub semnul întrebării. Acum, vedeți dumneavoastră, noi
pe perioada pre-campaniei și a campaniei electorale, avem o caravană care se numește Vin la voi ca să vă ascult. Asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut că nu întruniți oamenii, bine, și cu pandemia asta e puțin am problematic. Am fi putut să facem grupuri, dar mergeți la ei acasă, bateți pentru, la poartă, discutați cu ei. Pentru că vrem să-i găsim în mediul în care oamenii pot fi cei mai, să fie suverani. Cum v-au primit oamenii? Cu mare căldură. Pe de altă parte, că de-aia am ajuns la subiectul acestei caravane, cu reticență și cu frică. De ce? Pentru că, din păcate, frica stăpânește orașul. Sunt oameni care spun, vrem să vă spunem adevărul, dar ne e frică. Adică doar după vreo jumătate de... De ce? Le e frică de primar, să nu îi abuzeze cu ceva doar pentru faptul că am stat de vorbă sau pentru că ar spune că votează cu noi sau pentru faptul că spun ceva din ceea ce nu le convine. Bine, dar asta se poate rezolva foarte bine pe 27 septembrie. Dacă ți-e frică de cineva sau de ceva, în secretul votului poți să nu-l mai votezi. Cu siguranță că asta se va și întâmpla. Cum vă spuneam, 80% din oamenii din oraș sunt oameni care gândesc, oameni care trăiesc frumos și în marea lor majoritate au curți minunate. E, vă dați seama că niște oameni gospodari care de dimineață până seara își au de grijă de propriile curți și de locurile din fața curților, deși sunt domeniul public, nu sunt mulțumiți de absolut nimic din ceea ce se întâmplă în localitate. Care sunt, eu știu, situațiile cu care v-ați întâlnit atunci când ați discutat cu oamenii? Despre ce vorbesc ei? Dincolo de această teamă de care pomeneați de primar sau de administrație care ar putea să facă lucruri nu tocmai ok, care sunt problemele cu care se confruntă oamenii din Eforie? Păi cea mai dureroasă dintre ele este curățenia. Este pe primul loc în nemulțumirile oamenilor. O altă problemă importantă este legată de faptul că, deși Eforie se laudă cu un areal mare al spațiului verde, el este bântuit de buruieni și de gunoaie. Au început să crească buruienile și pe trotoarele orașului, nu numai în aceste spații verzi, așa zise spații verzi. Ne dorim spații verzi, dar nu printre pavelele trotuarelor, probabil. Da, cu siguranță. Asta acolo unde avem trotuare și nu avem trotuare lipsă cu desăvârșire și străzi. Am ajuns pe străzi în centrul orașului și nu numai în periferia orașului, unde oamenii și-au pietruit singuri străzile. Adică nici măcar nu a fost un demers al administrației locale. Dar acest lucru, conform, eu știu, codului administrației publice este puțin la limita legii, dacă nu chiar ilegal. N-ai voie să intervii pe o stradă pe care atât de disperați au ajuns încât să facă ceva tocmai pentru categoric, numai că acolo n-au ajuns nici poliția locală și nici reprezentanții primăriei să-i amendeze, că n-ar fi putut să treacă prin noroaie. Nu i-au deranjat în aceste situații. Oamenii ăștia cu care vă întâlniți, de obicei, atunci când vă văd cu o siglă PSD, cum văd ei chestia asta? Cum sunteți legat într-un fel sau altul de PSD? Să știți că au fost tranșanți și în ceea ce privește sigla. Au spus că, deși vor vota primar Virginia Uzun, votează așa cu o strângere de inimă PSD-ul. Într-adevăr, nu toată lumea poate iubi PSD-ul. De ce ați ales PSD? De ce am ales PSD? Pentru că iubesc oamenii. Chiar îmi place să fac ca lucrurile să funcționeze pentru oameni și consider că fiecare dintre noi suntem înzestrați, dăruiți cu ceva. Și credeți că PSD face asta mai bine decât alte formațiuni politice? Dacă n-aș fi crezut, n-aș fi intrat în PSD. Consider că PSD a fost un suport și este un suport pentru oameni. Ați preluat organizația locală de acolo. Cum v-au primit colegii, noi colegi din partid, odată cu această schimbare? Să știți că eu am avut prima întâlnire cu un membru PSD, a fost cu o doamnă, una din doamnele consiliere care le am pe listă. Un om plin de viață și un om plin de dragoste și un om foarte iubit în comunitate și a fost un început bun. După aia s-au gândit ceilalți când m-au cunoscut că e posibil să nu reușesc să-i coagulez și după foarte puțin timp, dată fiind și perioada aceasta de amânare a alegerilor, am reușit să fac o echipă foarte puternică dintre cei vechi din partid și cu cei nou veniți în partid și după 27 septembrie cu siguranță vom reuși să facem pentru oameni ceea ce ne-am propus și nu ceea ce am promis neapărat, pentru că nu am promis în mod special nimic.
Am văzut că aveți o echipă care, știu, în care se regăsesc și mulți oameni tineri. Este nevoie de un suflu nou în Eforie și, de altfel, în toate orașele și comunele din România. Cum ați reușit să atrageți acești oameni tineri și să-i convingeți să vă fie alături în demersul pe care îl faceți? Păi eu consider că orice entitate, de la un partid politic până la o instituție publică, dacă nu-și formează oameni pe care să-i lase, acestea rămân fără viitor. E unul din dezideratele pe care le-am avut și în instituția pe care am condus-o atâția ani de zile și am avut rezultate foarte bune. Oamenii vor să lucreze disciplinat, vor să lucreze procedurat, vor să lucreze ușor, vor să aibă rezultate. Și pe fiecare dintre ei i-am dezvoltat inclusiv la modul personal, am investit în fiecare dintre ei exact acolo unde am simțit că și i-am îndrumat exact către locurile în care am simțit că vor da cel mai bun rezultat. Când ne gândim la SPIT Constanța, la Serviciul Public de Impozite și Taxe, ne gândim la un serviciu care funcționează online foarte bine, la un serviciu care a reușit să transforme tot statul ăla la cozi, ghișeurile unde te, eu știu, umileai într-un fel sau stăteai altul. Într-o poziție atât de poziția plecată jenantă, cumva, da. Așa, cu dosar cu șină, cu copii, cu nu știu ce. Eu vă spun pentru că recent am ajutat pe cineva să treacă prin tot acest proces și a fost nevoit să înscrie o locuință la SPIT. A cumpărat o locuință și a fost nevoit să treacă prin acest proces. Totul s-a făcut online, simplu, repede, fără umilință, fără taxe suplimentare și așa mai departe. Răspunsul a venit, nu știu, în două săptămâni sau ceva de genul ăsta, tot 15 online. 15 zile. Da, tot online și atunci mi-ar plăcea să știu cum puteți să duceți toată această experiență către Eforie. La ce să se aștepte oamenii din Eforie din punctul ăsta de vedere? Vedeți dumneavoastră, România vorbește de digitalizare în 2020. Eforie abia la începutul anului 2020, așa pe repede înainte când veneau alegerile, a dat un proiect de hotărâre prin care digitalizează administrația locală Eforie. SPIT Constanța s-a digitalizat începând cu anul 2003. A fost prima instituție din 2003? România din 2003 de 17 până ani. A fost un proces care a durat între 2003 și 2010 ca să ajungă la performanța la care este acum și în detaliul în care despre care vorbim acum, pentru că SPIT Constanța are toată arhiva electronică, și cea veche și cea curentă. Nu mai există repetabilitatea depunerii documentelor așa cum se întâmplă în marea majoritate a instituțiilor sau a copiilor după buletin sau oricăror altor documente. Nu mai există posibilitatea ca vreun funcționar să spună vreodată că a pierdut documentele, cum se întâmplă în primăria Eforie. Sunt oameni, da, din nefericire se întâmplă foarte des, odată din neglijență și odată din reavoință. Pentru că sunt oameni care au diverse cereri. Și acum mi-aduc aminte și de o doamnă care îmi povestea de la sociale că a depus cerere. Marea majoritate a celor care sunt în sociale li se refuză, marii majorități, să semneze contracte de închiriere sau dacă li se fac contractele, li se fac de la un an la altul sau pe un mandat electoral pentru a fi presați să voteze. Incredibil. La 4 ani odată cu primarul. Domnul primar n-a gândit sau n-a avut o strategie în ceea ce privește administrația locală, din păcate nici raportată la o afacere privată. Ar fi fost în faliment. Primăria Eforie în acești 4 ani, în afară de cele 20, aproximativ 20 de milioane de euro colectate la bugetul local de la cetățeni. Sunt mulți, sunt puțin, cetățeni. Cum sunt aceste sume? Pentru orașul Eforie sunt mulți bani, cu atât mai mult cu cât au și avut o creștere a impozitelor și taxelor nejustificată. Adică într-un oraș pe care tu îl închizi și nu-l mai lași să producă și nu-l mai lași să funcționeze și faci tot ce poți să îndepărtezi cetățenii, să nu mai stea aproape nici de aparatul administrativ, nici să nu-și mai dorească să locuiască în propriile case și în propriul oraș și pe care îi pui pe goană, este un buget foarte mare. Te miri de unde îl încasează. Sunt buni plătitori oamenii din Eforie? Sunt buni plătitori în marea majoritate, din informațiile pe care le avem, din rapoartele pe care primarul le prezintă atunci în ședințele Consiliului Local, nu putem să înțelegem mare lucru, deoarece ele sunt ori incomplete, ori făcute de așa natură încât să nu prea înțeleagă multă lume ce se desfășoară acolo. Și cum spuneam mai devreme, faptul că
în afară de acest buget de 20 de milioane de euro, primarul a împrumutat primăria până în 2036. Până în 2036? Da, adică ne-a împrumutat pe noi toți, ne-a pus la zid un credit de 5 milioane pentru a face rețeaua de gaze. Bine, dar este utilă o rețea de gaze, era nevoie. Este foarte utilă, era nevoie, era un proiect care trebuia continuat, deoarece a fost început în mandatul PSD, anterior mandatului domnului Robert Șerban. Și peste aceste 5 milioane a mai împrumutat un alt milion pentru că nu reușea să achite, odată cu cerința aceasta în Consiliu de a mai lua un milion de euro de la bancă, a cerut și prelungirea perioadei de grație pentru că nu aveau bani în buget să plătească ratele. Deci eu mă tem că bugetul primăriei nu este tocmai unul pe roze. Și atunci veți merge acolo și atunci ce faceți? Să-i se plătiți o datorie? Păi, în primul rând trebuie să plătite datoriile. Așa cum, apropo de plata datorilor, povestea domnul Stroie când a preluat Raja că era plin de datorii și întâi a trebuit să achide datorile și după aia se gândească la dezvoltare. Situația acum este mai favorabilă, pentru că chiar acum în septembrie, dacă nu mă înșel pe 4 septembrie, s-a emis un act normativ. Parlamentul a votat, dacă nu mă înșel, o hotărâre de guvern referitoare la modalitatea în care se vor putea accesa aceste fonduri europene, cele de care s-a tot făcut vorbire anul acesta, pentru care a fost la negocieri actualul guvern. Ne tot spune domnul primar că au absorbit 2.000 de euro pe cap de locuitor. Trebuia să absorbă 20.000 de euro pe cap de locuitor și mai mult decât atât ar fi trebuit să-i regăsim în ceea ce trăim clipă de clipă. Eforie este totuși un șantier, dincolo de faptul că ne place sau nu ne place ce se întâmplă acolo și după cum mi-ați dat argumentele de până acum, nu vă place ce se întâmplă acolo, dar Eforie este totuși un șantier. Credeți că aceste proiecte începute acum puteau fi făcute, eu știu, mai repede, mai bine, mai altfel? Dacă la lucrări majore, ca cele pe care le-a început, de altfel, tot proiecte începute și conturate și studii de fezabilitate făcute în mandatul anterior al PSD-ului, dumnealui a binevoit să contracteze către furnizori de servicii care să aducă pe șantiere câte 5-10 oameni. Dumneavoastră ce credeți? Că s-ar fi putut face mai repede? E ca și când ați vrea să construiți un bloc cu 10 etaje și ați luat 5 muncitori să terminați anul ăsta sau până la 20 de ani probabil, cât se achită acel credit. Deci noi nu vrem ca Eforie să fie un șantier permanent, noi vrem ca Eforie să fie un șantier judicios administrat, pentru că se puteau face cu profesioniști. Știți, cel mai deranjant este că toate demersurile astea, pentru faptul că ele sunt greșit puse în practică, lucrările sunt de proastă calitate. Păi, toate materialele sunt de proastă calitate. Avem pistă de bicicletă, cred că e singura din România, din pavele. Avem faleză cu sens unic și cu sensuri giratorii în ea. Adică sunt niște chestii strigătoare la cer. Indiferent că n-ai fost vreodată în viața ta inginer sau n-ai dat cu vreo bidinea vreun var pe perete sau nu ți-ai renovat vreodată casa, orice om de bun simț vede lucrurile că sunt total ne la locul lor. De altfel, a fost un audit al Curții de Conturi care s-a finalizat prin primăvara acestui an, pentru anul trecut. Primăria Eforie a ieșit dezastruos din acest audit. Acum câteva zile, ieri sau alaltă, nu mai mi-aduc aminte exact, a pierdut în apel, adică în ultimă instanță, definitiv, nu se mai spune și irevocabil, dar pentru cei care știau că definitiv și irevocabil este gata, a pierdut Robert Șerban alături de câțiva dintre angajați un proces pentru un prejudiciu stabilit tot de Curtea de Conturi în anii precedenți, care reprezintă aproape 800.000 de euro și pe care acesta trebuie să-l plătească în nume personal alături de angajați. Asta în urma unei sesizări a Curții de Conturi, spuneți. Da. Unei verificări a Curții de Conturi. Și de-aia am făcut vorbire despre acest audit, pentru că abia aștept auditul pe fonduri europene. De altfel, m-am și întrebat de ce anul acesta nu s-a întâmplat și acest audit pe fonduri europene, pentru că sunt echipe separate care fac controlul respectiv. Finanțist fiind, ați spus că vreți să veniți să cheltuiți mai bine bugetul care este deja strâns de la oameni. Care ar fi un proiect de suflet la care vă gândiți pentru viitorul mandat? Dacă poate fi, eu știu, nominezi măcar unul
sau, eu știu, vorbim despre mai multe. Da, chiar cred că trebuie să vorbim de proiecte de suflet, pentru că am fi vrut să avem proiecte wow, dar n-avem unde chelului tichet de mărgăritare îi trebuie. Deci cam un proiect wow iar trebuie eforie. Acum, din păcate, nu este momentul pentru proiecte wow în eforie, dar este momentul pentru a ne apuca de treabă cu conștiinciozitate și a îndepărta toate căpușelile din primărie care se prefac că fac câte ceva. Când Eforie era orașul florilor, și asta îmi spun oamenii, pentru că eu nu eram în Eforie când Eforie era orașul florilor, dar cu siguranță fiecare dintre noi cu părinții cândva am fost în acel oraș renumit, exista gospodăria comunală. Acum, indiferent forma ei juridică, rămâne de stabilit care va fi. Și o vom face pe cea care va avea cheltuielile cele mai bine organizate și mai favorabile pentru administrația locală și pentru cheltuirea banului public. Dar în această gospodărie comunală, cândva Eforie avea sere de flori, avea curățenia, se ocupa de curățenia de pe străzi, se ocupa de spațiile verzi. Credeți-mă că oricât de sărac ar fi un om, am intrat în fel de fel de curți. De oameni cu venituri mici, foarte mici, medii, mari, și am ajuns să constat încă o dată ce îmi spunea bunica mea când eram copil: mamă, oricât de sărac ar fi un om, dacă e curat, când intri în curtea lui, se vede se totul vede. Altfel. Și de asta vă spun că unul dintre proiectele mele de suflet este legat de această schimbare a feței e orașului și la propriu și la figurat. Și la figurat. Un alt proiect de suflet este legat de administrație, care trebuie reorganizată din temelii. Oamenii trebuie să învețe să funcționeze pentru oameni, oamenii trebuie să bucure oamenii care le intră pe ușă și să le găsească soluții pentru orice problemă cu care vin acolo, pentru că există bază legală pentru orice. Toate aceste proiecte despre care vorbiți, care încep cu, eu știu, așa zisa curățenie, scăpatul de căpușe, de, eu știu, curățenia fizică a localității și așa mai departe, se fac și ele cu bani. Cum se pot face aceste lucruri în condițiile în care aveți de plătit niște datorii din urmă? Nu credeți că ajungeți acolo și veți fi pus în situația în care poate nu veți avea majoritate în Consiliu, veți avea o poziție din partea, eu știu, altor formațiuni politice, veți avea de plătit datorii și atunci veți fi în situația în care veți fi cumva legată de mâini pentru că nu puteți să faceți ceea ce vă propuneți? Nu. Pentru că ceea ce vă spuneam eu, cu siguranță că va reduce cheltuielile până la un 10% față de cât cheltuie acum prin contracte aruncate pe nimic, în urma cărora nu se vede rezultatul. Și atunci acei bani pot fi folosiți în alte scopuri. Cu siguranță. Deci la momentul ăsta primăria are un buget din care plătește aceste rate, din care plătește salariile pentru oameni și din care plătește contractele pentru așa zisa întreținerea a tuturor entităților sau a tuturor serviciilor comunitare. Ne apropiem de final, dar nu vreau să încheiem până când nu discutăm și despre omul Virginia Uzun. Ce credeți că vă face, eu știu, potrivită să faceți treabă la dumneavoastră acasă în Eforie? De ce n-ați preferat să vă ocupați de, eu știu, casa, pensiunea părinților, de familie și așa mai departe și mergeți într-o astfel de luptă? Pentru că am lucrat atâția ani în administrația publică și pentru că m-am bucurat să văd oamenii zâmbind, vreau să-i văd zâmbind și la Eforie. Face parte din mine. Munca asta pentru ceilalți e ceva ce mă definește. Este asta suficient? Este de ajuns să vă motiveze să intrați într-o luptă destul de aprigă da, pentru alegeri și mai departe? Da, este pentru oameni, pot să lupt până la capăt cu oricine. Veți rămâne, eu știu, în eventualitatea în care nu ajungeți primar, veți rămâne consilier sau veți accepta o poziție de viceprimar? Este un gând la care nu vreau să ajungem pentru că, sau la un scenariu la care nu vreau să ajungem pentru că nu va exista. Asta e bine, îmi place atitudinea pozitivă. Bun, ca și om, v-am văzut și de pe Facebook, de ce nu putem să spunem așa, sunteți apropiată de biserică, de viața spirituală, sunteți, am văzut poze, o grămadă de poze cu fetițele, cu familia, ce vă place să faceți în timpul liber? Nu prea avem timp liber. În campanie cu siguranță nu. Nu numai în campanie, să știți că atunci când mergeam la muncă, mergeam câte 10-12 ore pe zi
Iar în primii ani de activitate am muncit mult mai mult, mult mai multe ore. Au fost zile și nopți în care noi am stat permanent acolo pentru, la începuturi când am format bazele de date și când am implementat programul de impozite și taxe, a fost foarte greu. Uh-huh. Și atunci când avem timp liber, ieșim împreună cu copii, eu și soțul meu, sau chiar și cu bunicii. Unde vă faceți vacanțele? Ne plimbăm prin Eforie. Unde vă faceți vacanțele? Undeva prin județul Constanța sau preferați să mergeți în altă parte din țară sau în altă parte din Europa? Mergem la bunicii din partea soțului, aici la Cheia, da, în județul Constanța, și când nu mergem la bunici, sunt foarte rare concediile noastre, că mă puneți pe gânduri acum, chiar nu mai știu când am fost ultima dată în concediu. Pentru că și atunci când nu am mers la muncă, am organizat un after school în Eforie și m-am ocupat și în timpul verii de afacerea maică-mii. Ce să spun? Cred că am fost în Sinaia ultima dată cu părinții. Frumos. Și cu... Un oraș exemplu. Crujul, Sinaia, un oraș sunt frumos, foarte bine, da, făcute. Păi tocmai când mergi în alte părți și vezi că în altă parte se poate și e și în România, începe așa să te apuce o... Sinaia este de altfel un oraș turistic ca și Eforie și atunci este un bun exemplu de atragere de fonduri, de folosirea lor judicioasă și așa mai departe. Contează foarte mult să ai aplicație toate aceste lucruri, toate aceste idei și la Eforie. La final de tot, aș vrea să vă uitați în cameră și aș vrea să le spuneți celor care ne urmăresc care ar fi, eu știu, mesajul cu care trebuie să intre în acea cabină de vot înainte să pună o la camera aceea, cred că o să vă uitați, mesajul la care să se gândească atunci când trebuie să pună o ștampilă și trebuie să o pună pe numele dumneavoastră și pe lista PSD pentru Eforie. Oamenii trebuie să fie foarte, foarte, foarte atenți și să gândească cu propria minte și cu să-și asculte inima. Pentru că eu cred că a venit momentul în care, dacă nu suntem departe de orice rudenie, de orice prietenie, de orice înțelegere, de orice blat, cum au insinuat în câteva rânduri prin localitate că aș fi făcut cu alți contracandidați, dacă nu vreți să mai trăiți dând șpagă sau cunoscând pe X sau pe Y sau fiind vecin cu nu știu cine, gândiți-vă foarte bine că a sosit momentul ca dumneavoastră să alegeți un profesionist. Aveți și celelalte variante pe care le-ați mai avut și în ceilalți ani. Actualul primar este un fost viceprimar de 8 ani al Eforiei. Dacă acești oameni ar fi făcut altfel lucrurile decât așa cum sunt ele astăzi, cred că ați fi avut de ales. Și nu spun cu mândrie, ci cu durere în suflet și cu mare dragoste pentru copiii noștri, pentru bătrânii noștri și pentru noi cei care suntem la vârsta la care putem oferi ce avem mai bun. Și ar trebui să facem asta fiecare în orașul nostru și să nu mai trebuiască să ne părăsim locurile pe care le iubim și în care putem să trăim frumos unii cu ceilalți. Frumos spus. E o declarație care chiar mi-a plăcut. Eu vă mulțumesc pentru participare mulțumesc în emisiune și vreau să vă mai invit încă o dată, poate mai aproape de data alegerilor, și să discutăm puțin despre modul în care a fost făcută această campanie, pentru că sunt convins că v-ați întâlnit cu tot felul de oameni care mai interesanți, dar aș vrea să discutăm și despre felul în care vă împăcați cu conducerea PSD, de ce nu cu domnul Stroie, care este candidat la Consiliul Județean, felul în care, eu știu, proiectele județului pot fi ajutate, sau invers, proiectele locale din Eforie pot fi ajutate de cele ale județului și să vorbim despre toate aceste tematici care sunt importante pentru oamenii de rând, de ce nu din Eforie. Da, sunt proiecte reale și care cu siguranță vor ajunge să ne ajute și pe noi în Eforie. Mare parte din proiectele pe care domnul președinte Stroie le-a pus în pagină. E un om care a arătat că poate să ducă la bun sfârșit proiecte de mare anvergură și cu siguranță că în sfârșit vom avea și noi parte de altceva acolo.
E foarte bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și îi mulțumesc și doamnei Uzun și aș vrea să vă invit să urmăriți Constanța News pentru că vom încerca să urmărim activitatea acestui candidat la Eforie pentru a vedea ce se întâmplă. Evident, invităm și alți candidați din Eforie sau din alte localități ale județului Constanța să ni se alăture, să-și prezinte proiectele, să-și prezinte viața, să-și pune sufletul pe tavă, așa cum a făcut Virginia Uzun și să vină aici să vorbească în fața dumneavoastră. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.